Luca Jardan să își facă apariția pe teren. Acțiunea lui Bodișteanu. Bodișteanu cu pasa. Momentan blocat de Benga, însă Bodișteanu încearcă să obțină o lovitură liberă. Pasa dată în dreapta de Tele și este gol! 1-1, Pep! Excelentă acțiune purtată de Gălățin. E mare în tribune. Alt fotbalist tânăr de 23 de ani, acest Alexandru Pop, care a fost adus de la Unirea Dej și a jucat și pentru Universitatea Cluj câteva sezoane. De altfel, e interesantă și povestea lui. E născut în Argentina. Excelent, a lovit mingea, dar de remarcat și gafele în serie ale lui Benga, de două ori acolo nu a reușit să intervină, apoi gafă în lanț, am văzut și pe Markov, foarte greu, imobil, însă rămâne o execuție superbă a acestui Jean Crăjean, care spuneam că apare în locul lui Fatai. Acțiunea e periculoasă și este gol! Un gol înscris chiar de Pop. Pop reușește acolo să speculeze, a reușit să speculeze o greșeală mare în defensivă și iată cât de repede marchează Oțelul. Tot vorbeam de Pop, al doilea gol al sezonului pentru el și pentru echipă. Și primul gol încasat de Șepși în acest sezon de Superligă. Ce eroare! Ce eroare mare făcută în defensivă de jucătorii lui Ciobotariu. Să ne amintim însă că la debutul partidei au fost câteva momente în care Ninai și Bălaș au pasat ușor nesiguri. Pressingul acesta sufocant, iată că i-a avertizat pe jucătorii lui Ciobotariu. A doua oară s-au greșit. Haideți să vedem această lansare lungă a lui Relu Stoian. O eroare mare a lui Oteliță. Iată-l pe experimentatul Ninai. Cum se uită? Cum se uită la Bodișteanu? Apare foarte bine Bodișteanu, îi suflă balonul, iar Alexandru Pop, fără preluare, îl învinge pe portarul Roland Nițui. Hai că devine interesant și începe foarte bine această partidă. Născut în San Antonio de Areco, Alexandru Pop, în Argentina. No, născut în țara lui Messi, sună mai bine. Dan însă poate acum foarte bine Jardan și mai departe Răzvan Tănasă. Centrarea este foarte importantă, atenție, pericol, gol! Minutul 59! Oțelul Galați, da. Al treilea gol din acest campionat al Oțelului e semnat de același număr 11, care a fost aproape invizibil pe parcursul partidei. Pop însă, dacă primește ceva în preajma careului, devine deosebit de periculos. Da, și de apreciat, cu atât mai mult cu cât balonul a venit din centrarea lui Răzvan Tănasă, jucător intrat pe teren mai devreme. Iată schimbare inspirată, gândită de Dorinel Munteanu. Eroare mare, imensă, în zona Universității Cluj, acolo, în jumătatea proprie. Tănasă centrează. Tănasă o face exact. Preluare scurtă, execuție imparabilă a acestui Pop pentru Oțelul Galați, Universitatea Cluj, 1-0. Balon lovit cu list exteriorul piciorului drept, foarte bine plasat, mai mult de pe loc, execuție grea, execuție însă de... Foarte bună lui Ariel Lopez, vine și Jelev, centrarea bulgarului, foarte bună, Pop! Șahmat defensiva voluntariului Pop, a patra reușită în acest sezon, debut foarte bun de campionat pentru acest jucător care la un moment dat promitea foarte mult. 40 de minute în care Oțelul a zburdat pe teren și conduce cu 2-0. Absolut încântător în anumite momente, pe fondul absenței totale a jucătorilor de la voluntari. 4 goluri marcate de Pop din 5 ale Oțelului în acest campionat. Pentru prima dată Oțelul are 2 goluri avans. Iată faza în reluare și din acest unghi bun. No, deci Ali aici, no, îl vede târziu. Îl vede târziu. Nu e offside. Excelent, îl vede fundașul stânga Jelev, perfect. Să știi că șutul nu e cel mai bun, că el dă în pământ cu latul. Nici vorbă, însă păcălește pe Vulcea. Cred că el n-a vrut să dea așa. Asta contează cel mai mult. Matricardi nu iese bine la offside. Da. Ali îl lasă Ali pe Pop să zbure acolo. Niciunde. Da. 2-0. Și Oțelul pare că se îndreaptă către prima victorie după 8 ani. Și exact. Mai bine de 8 ani în
prima exact. Ligă din România, atunci se numea Liga 1, acum se numește Superliga. Pop, 4 goluri. Deja... 4 goluri. Cred că doar Dugan Gigi are. Cum, sigur, cu oamenii veniți de pe bancă, sper să obțină egalarea. Hai să vedem pe Pop, aici o centrare de fața porții, e gol! Un gol înscris de Masiel și se face 2-1. Foarte rapid, iată, în loc să fie 3-0 pentru Petrolul, la bara lui Grozav de mai devreme. Acum este 2-1 și deja Petrolul nu mai e sigură de victorie. Pasă decisivă de la Pop, care mai avusese o bună oportunitate în prima repriză, la acea lovitură de cap. Iată-l pe Pop, va primi mingea undeva în flancul. Sunt după ce Tănasă, care tocmai intrase pe teren, reușește să recupereze, să paseze foarte bine, iar pasa asta cu exteriorul este excelentă pentru Masiel. Cred că putea să facă un pic mai multe și portarul Zima. Are poate la o minge în 4 metri acolo, ar fi trebuit să fie mai prezent. Da, știu ce să gândească Zima, eventual să iasă pe centrare, dacă nu reușea să ajungă la minge, era gol sigur, așa măcar spera să mai aibă o șansă. Da, e clar, nu e offside și rămâne și decizia lui Colțescu. Penalti pentru Gazde. Pop bate clar, simplu, sau pare simplu. 1-1. Că nu cumva, cred că e faza din care scoate penaltii Oțelul, cea care a plecat de la Neguț, cu mingea aia pierdută de Neguț acolo. Și nu mai contează. Bun, deci nu e offside, să nu părea. Da, să zicem. Să zicem că e penalti. Repet, e posibil să nu se vadă foarte bine în imagine, da? E 1-1 și asta nu mai schimbă nimeni. Inspirat transfer pe undeva un jucător care a făcut o treabă bună la Dej. Centrare și este 2-0 pentru Oțelul, minutul 5, fantastic început, înscrie Alexandru Pop, a șasea reușită în acest sezon, UTA Oțelul 0-2, corner bătut excepțional, deviere pe 5 metri, gata, nu știu ce înseamnă ăsta lui Doamne Munteanu, probabil că Oțelul betonează acum apărarea. Excelentă această execuție a lui Cisotti, excelentă devierea lui Miguel Silva, excelentă prezența lui Pop acolo. Vârful născut în Argentina, trecut cel pe la Viitorul, 6 goluri. Și iată 2-0 Oțelul, atenție, n-a înscris niciodată în această tranziție. Este un 3 contra 3 cu Pop căutând un culoar, pasă excepțională, Pop, minune! Minune realizată de Oțelul Galați, dubla lui Pop și Oțelul conduce cu 3-0 după o fază senzațională. 3-0, Dorinel Munteanu își păstrează cumpătul. Delir pentru suporterii Oțelului, pentru prima oară în acest sezon Oțelul dă 3 goluri într-un meci, nu într-un meci, în 30 și ceva de minute. Excepțională fază, toată de când s-a recuperat mingea până aici. Excepțional. Bodișteanu, asist perfect, Pop, execuție de o eleganță minunată. 7 goluri pentru Alexandru Pop, care îl egalează în clasamentul golgheterilor pe Darius Olaru. Este primul penalti pe care îl bate Pop. Și înscrie cu ceva emoții, dar înscrie. Nu este al doilea penalti, îmi cer scuze. Mai transformase unul împotriva lui Hermannstadt. Al 8-lea gol pentru Alexandru Pop. 8 din cele 17 goluri ale Oțelului aparțin acestui vârf venit din Liga 2 de la Dej. Îl eclază în acest moment pe Nistor, dar e mai bun în clasamentul rochetelor pentru că Nistor are 4 reușite din penalti.
bine, mai puțin poate victoria celor de la FCU. O, ce trecere frumoasă, centrare în fața porții, gol! Pop! Alex Pop, care se bucură rezervat, dar se bucură puțin. Alex Pop, al 9-lea gol stagional, fostul jucător al Universității Cluj, deschide scorul, iată, pe Cluj Arena. Un fotbalist care, spuneam, a debutat la Ucluj, a jucat două sezoane în tricoul Șepcilor Roșii, apoi a apărut la un moment dat că Ucluj s-a descotorosit mult prea ușor de el și a fost cedat la Dej. La Dej a impresionat și iată-l acum înscriind împotriva fostei sale echipe. Acțiune însă excepțională a lui Masiel, Mitrea și Simion, depășiți foarte, foarte ușor. Cu noroc în flanc la Masiel, Pop, Pop în careu, rămâne la minge, Pop trimite în fața porții și este un autogol penibil al lui Kenton Bena, 2-1 Oțelul. Este un autogol inimaginabil. Inimaginabil. Ce slabă este apărarea lui Dinamo, incredibil. Nepresat de nimeni, Tănasă nici măcar nu a forțat. Pop trimite în fața porții, faza trebuie să fie simplă, mă, normal. Nu și pentru rudimentarul Kenton Bena, care dă frumos din vole în proprie poartă, în vinclu. 1-2. Și Oțelul este pe locul întâi în grupă. Încearcă acum același lucru și Gălățenii. Balon la Cizotti, minge frumoasă pentru Pop, bară și este gol! Marchează Masiel! 1-1 din minutul 39. Fază splendidă, o pasă perfectă a lui Cizotti. Golul lui Masiel a fost o simplă formalitate. Ce meci frumos avem! Fotbalul răsplătește echipa lui Dorinel Munteanu, răsplătește aceste ultime zeci de secunde ale Gălățenilor, nu întâmplător. Oțelul profită, destabilizează cu adevărat apărarea. Uite aici, celor de la Șepși, da. Ce frumos, ce frumos! Super. Da, păcat și pentru Pop, care a reușit să înscrie, a avut ghinion aici, iată un șut fără preluare. Și de unde vine mingea foarte greu. Exact. Masiel marchează al treilea său gol din acest sezon, a marcat împotriva Iașiului, a dat gol și Petrolului. Portughezul a venit din Liga a doua portugheză. Dorinel Munteanu spunea în urmă cu